We only need the two of us together. 'Cause we got love. Salutare! Bine v-am regăsit la un nou podcast marca E64, pentru că este luna februarie și luna îndrăgostiților. Îi avem alături de noi pe Violeta și Mihai Roman, un cuplu de fotografi. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Bine, mulțumim pentru invitație! Cum sunteți? Mai fotografiați? Sunteți în pauză? Suntem în pauza aia în care... Competițională. Nu, în care călătorim, în care călătorim foarte mult și ce-i drept e cam lungă pauza asta și ni s-a cam făcut dor așa de dor de fotograf. Mers la treabă, la de mers la treabă, da. Pentru început și pentru cei de acasă, împărtășiți-ne puțin povestea voastră despre fotografie, despre cum ați ajuns să faceți fotografie și ce v-a atras inițial la forma asta de exprimare vizuală. Sincer să fiu, eu am cochetat dintotdeauna cu diferite ramuri ale artei, să zic așa. De exemplu, în liceu, pe la 16-17 ani, am avut o trupă de hip-hop, o spun în premieră aici. Pentru cine nu știe, din Balta Albă, Mihai, din Balta Albă, de din unde Sărăjean. Sunt cele mai tari formații și trupe de hip-hop. Exact, am și cântat la Sala Palatului, era, nu știu dacă tu știi că ești bătrân ca mine, era albumul ăla de hip-hop, hip-hop murale se numea, era compilație. Da, 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 murale, cum să... Exact, am apărut pe o compilație de aia. Adică întotdeauna am căutat să ies din zona asta de confort așa, adică să fiu doar puștiu care merge la școală și acasă sau să fiu doar omul care merge la birou și se întoarce acasă, știi? Eram genul de persoană care făcea în permanență fotografii la întâlnirile cu prietenii, știi? Pozele alea clasice de grup, dar eu... Pe film? Nu, făceam cu telefon, era Nokia N94 deci era în momentul respectiv, da. Ceea ce m-a făcut cel mai mult să mă apuc de fotografie a fost nevoia de bani și voiam să scap de telefonul către soacră mea la sfârșit de lună să-i mai cer 1 milion împrumut, știi? Și am zis, v-am vrut cu Violeta, zic, trebuie să mai facem bani din ceva, dar din ceva care să-mi placă, știi? Și eu, să nu fie, să simți că e jobul ăla clasic. Da. Și zic, băi, mie îmi place să fotografiez, că în permanență mergeam în concedii, scoteam telefonul, într-un părcule scoteam telefonul, făceam fotografii și zic, mie îmi place chestia asta, aș face bani din treaba asta. Și așa m-am apucat de fotografie. Atunci facem trecerea și spre Violeta, pentru că tu, Mihai, ești un fotograf foarte cunoscut de nunți și evenimente în România. Ce te-a determinat să o implici și pe Violeta în partea asta de fotografie? Sau, dacă a venit de la ea, ne spui tu acum, nu știu care pe care a convins sau a influențat. Cum te-ai apucat tu de fotografie? Eu, spre o deosebire de Mihai, nu am avut această pasiune de la început și a fost ca un microb pe care l-am luat de la el pe parcurs. Eu, venind dintr-un domeniu tehnic, am lucrat aproape 15 ani în vânzări și achiziții de cabluri electrice, n-aveam niciun gând vreodată să mă apuc de fotografie. Fără mare legătură, nu? Cu fotografia. Da, și cam așa am început și mă bucur că am luat această decizie. Și acum ești second shooter-ul lui Mihai sau cum faceți? De ceva vreme avem evenimente separate. Merg cu el doar în cazuri speciale când asistentul lui nu poate merge. Deci nu te-a forțat. Zi drept. Zicea mai devreme de bani și... Dar nu să mă apuc de fotografie. M-a forțat în sensul că a trebuit să contractez primul eveniment la care trebuia să merg singură și acolo a fost... O mare provocare pentru mine. Nu vreau singură. Înțărcatul. Da, a fost cea mai mare provocare pentru că atunci am simțit responsabilitatea pe umerii mei. Mergeam cu el, totul era bine și frumos. Era siguranța, dar acul de siguranță. Ea făcea poze deja singură, adică avea momente ale nunții unde mergea singură. Știi cum stai, fie la naș, fie la mire. Asta voiam să întreb chiar la pasul următor. Ce-ți place ție să surprinzi la o nuntă? Și mă gândesc la nunțile în care mergeți împreună, unde să zicem că Mihai știe cumva ce are de făcut. Cu ce vii tu? Ce-ți place să surprinzi? Mie îmi place să surprind naturalețea oamenilor și emoțiile și stau cât mai departe de ei, pentru că doar așa se pot simți în largul lor. Adică eu mă pun în pielea clientului, mie nu place să... Fiu fotografiată, sunt fotografiată de nevoie pentru că trebuie să umple și albumele familiei cu ceva cadre. Dar cel mai bine este la distanță și cu
cu siguranță așa îmi cer mai frumoase cadre. Pentru că consider că e și un mix foarte bun să fii un fotograf și o fotografă, pentru că fiecare vede cumva altfel emoția și momentele și s-ar putea să se completeze foarte bine, știi? Abordările. Un moment foarte bun la care mă ajută Violeta sunt fotografiile de budoar, știi? Adică budoar la nuntă și doar atunci când cer mire, când anumite mirese. Nu știu, parcă mireasa se simte mai în largul ei când este și mai o confortabil, mai confortabil, da. Când este și o femeie în cameră, știi? Când e o echipă de trei băieți și ai în lingerie intimă acolo, parcă nu e ceva așa ce... Da, lipsește ceva. Da. Cum echilibrați rolurile de partener în viața profesională și cea personală? Adică simțiți că lucrul ăsta împreună a îmbunătățit relația voastră sau a creat provocări, să zicem? A fost o perioadă și mai ales la început, când ea a intrat în domeniul acesta al fotografiei de nuntă, când efectiv mă scotea din sărite, pentru că eu nu am metodă pedagogică, adică nu știu să explic exact procesul ăsta de fotografiere, dar în același timp aveam senzația că explic bine și că ea nu înțelege, dar de fapt toată vina era la mine. Bineînțeles că ea venind dintr-un domeniu, nici nu știu cum să-i zic, mai rigid, așa, i-a fost cumva mai greu să se adapteze la fotografia de eveniment și chestia asta visca anumite certuri între noi. După ce a prins bine toată treaba asta cu fotografia, am început să ne înțelegem foarte bine, pentru că simt că pot să mă bazez pe ea. Povestește-ne puțin, de fapt povestiți-ne despre echipamentul Sony pe care îl folosești mai recent și ce consider că i-a convins pe cei de la Sony să te copteze în programul lor de Sony Creators. Pentru cei care nu știu, Mihai Roman este Sony Creator, iar în România mai avem pe Vali Bărbulescu, care iarăși este Sony Creator, și pe Marian Sterea, care este Sony Europe Imaging Ambassador. Sunt sigur că cei de acasă vor să știe ce conține trusa ta foto, mai ales în prezent, și probabil ce gamă de sau ce focale folosești, ce îți place în... O mare parte dintre cei de acasă știu cumva deja cu ce fotografiez, pentru că în permanență am clipuri pe pagina mea de Facebook, pe Instagram cu aparatura la purtător, dar totuși o să fac un sumar așa al echipamentelor. Folosesc două camere, un A9-2, care probabil se va transforma în curând într-un A9-3, o să-i mai desenez un, acolo. Folosesc o cameră A7R5 și e o chestie mișto la camera asta, vreau să o spun aici. A fost, după ce am fotografiat un eveniment cu A7R5, am simțit prima oară senzația să pup o cameră foto, deci îmi venea așa să... Așa. Ca și obiective folosesc 35-1.4, 85-12-24, pe care de multe ori când simt eu că deformează, îl folosesc în crop, îl țin pe A7R5 și devine 18-36, ceva de genul ăsta, adică nu mai e chiar atât de wide, și cam astea sunt obiectivele pe care le folosesc eu. Deci n-ai niciun de la zoom. Sony. E zoom, 14-24, 12-24 de fapt. Da, fixele. Am lucrat foarte mult timp atunci când fotografiam cu Nikon, aveam 70-200, dar am început să-l folosesc din ce mai puțin. Și înainte de Sony ai folosit... Am folosit Nikon, Violeta încă este fotografiază pe Nikon, pentru că... A rămas moștenirea. Mi se pare că muncim prea mult ca să achităm aparatura, echipamentele, ca să pierdem atâția bani când le vindem. Știi, un aparat trebuie folosit până îi cade shutter-ul, să zic așa, și oricât de slab ar fi un... Și după aia schimb shutter-ul. Da. Oricât de slab ți se pare că este un aparat ca și tehnologie, nu există să nu-i găsești lui întrebuiințar. Eu am un aparat mai vechiut, să zic așa, nu mai spun brandul, pe care îl mai folosesc de multe ori la hore și sârbe în soare, știi? Că decât să-mi stric așa... Mă pricep. Sunt unți cu tradiții, unde stai ca... Care ar fi provocarea acolo, la fotografică, să zic?
Ce ar trebui să facă aparatul ăla? Să îi expună bine, să focalizeze nu, rapid? Aparat, să nu, aparatul ăla trebuie să reziste la 50 de grade de afară și să nu-mi pare rău că se dezlipesc cauciucurile de pe el. Și că, știi? Adică asta este principalul lucru pe care trebuie să-l facă un aparat, să reziste la temperaturi înalte. Presupun că și toate tehnologiile astea noi, faptul că au și două sloturi de card și toate lucrurile astea ajută mai ales în fotografia de eveniment unde ai nevoie o suplimentară de siguranță, de backup, de... sunt momente pe care nu le poți reproduce sau aproape imposibil și atunci trebuie să fii sigur că ai ce livra clienților. Am în permanență. Lucrez cu două carduri în aparat. În afară de A7R5 și A9-3, mă rog, A9-2 și obiectivele astea, ai mai fost tentat să încerci și alte gadgeturi și accesorii? Foto, video? Știu că folosești și drone, de exemplu. Da, folosesc DJI Mini 3U. Îți cer clienții sau Mini ai fost 3. Tu curios să vezi cum e să iei cadre sunt, și de... Cum să zic, eu sunt fan tehnologie așa, să încerc tot felul de chestii. Recunosc că de multe ori îmi cumpăr lucruri pe care nu le folosesc pe cât ar trebui. Acum am cumpărat o cameră din asta de sport extrem, acțiune, așa, un Osmo 4. Osmo Action. Osmo Action, da. Action 4, am avut și DJI-ul ăla cu ecranul ăla. Osmo Pocket. Osmo Pocket, da. Adică tot am fel. Am avut și ăsta, rivalul lui Osmo, cum îi zice? GoPro Hero. Mai nou e și Insta 360. Ăla mă atrage, ăla lunguieț așa, da. Știi, 360 ăla și cred că o să-l... Uite, sunt niște gadgeturi, de ce am vrut să pomenim de asta, sunt niște gadgeturi care vă ajută și pe voi și pe alți creatori de conținut, o să-i băgăm în mulțimea asta, să arătați altora ce faceți și să documentați. Eu știu, am văzut pentru filmul asta, de la Sony Creators, unde oamenii pot să vadă cine e Mihai Roman, cu ce se ocupă, cam cum se prezintă situația, iar aceste mici gadgeturi ne ajută foarte mult. Știu fotografi care își pun pur și simplu, nu au un asistent sau un cameraman după ei, dar și-au pus un Osmo sau un Pocket din ăsta pe patină la... camera foto și după aia a fost capabil să bage niște cadre din uite cum fac eu treaba, uite cum se întâmplă lucrurile. Eu am un mini trepied, ce lung. Selfie stick, da, selfie stick mai lung, da. Am combinat piciorușele de la ăsta, de la stabilizatorul DJI și pun piciorușele și pun într-un colț acolo și lasă time-lapse să filmeze, și... da. Nu, filmare, pur și simplu, 1080, adică o variantă din asta mică ca și rezoluție. Acum să întrebăm și pe Violeta ceva. Ca persoană relativ mai nouă, înțeleg că de 1-2 ani te-ai apucat de fotografie. Mările venite singura. Care e cel mai satisfăcător aspect al învățării fotografiei alături de Mihai? Ce, nu știu, dacă ai reținut vreun moment din ăsta, faptul că... Înțeleg că ai fost și la un curs de fotografie, poți să ne povestești tu cam care, în ce proporție ai învățat de la curs, de la Mihai, bineînțeles că un fotograf cu experiență poate să puncteze foarte clar niște lucruri și să știu să rezolve niște întrebări pe care le ai de foarte mult timp. Spune-ne încă o dată care e cel mai satisfăcător aspect al învățării pozatului alături de Mihai. Păi cel mai important aspect este faptul că l-am avut la îndemână tot timpul și mi-a răspuns la fiecare întrebare pe care am avut-o, deci niciodată nu aveam vreo problemă nesoluționată. Și faptul că nu am stat eu de fiecare dată ore în șir, cum a stat el, spre exemplu, cu o cameră în mână să învăț o chestie tehnică, o aveam, servită. Răspunsul instant. Asta cred că a fost cel mai mare avantaj. Iar referitor la prima parte, chiar inițierea în arta fotografică, a fost un calvar pentru mine cu Mihai, pentru că nu înțelegeam absolut nimic de la el. Am fost într-adevăr la domnul Radu Grozescu la 64 la un curs. Cursul acreditat, pe la jumătatea cursului, da. Pe la jumătatea cursului mi-am dat seama că dețin absolut toate informațiile necesare de la Mihai, deci învățasem extrem de multe lucruri de el, dar nu le aveam puse cap la cap, nu înțelegeam absolut nimic. În momentul ăla mi-am dat seama că am învățat extrem de multe lucruri de la el. De asta sunt utile și cursurile, chiar dacă avem deja cunoștințele, noțiunile, dar... flow-ul, ordinea în care să faci lucrurile, să ai o structură, un anumit fir roșu, să zicem, în gândire și în storytelling, este esențial.
Deci vă invităm și la cursuri, dacă vreți să aflați mai multe, intrați pe Academia F64, îl găsiți și cursul acreditat al domnului Radu Grozescu, pe care îl salutăm. Ne-ai povestit despre echipamentul Sony folosit. Hai să reluăm un pic. Ce crezi că i-a determinat pe cei de la Sony să te aleagă și să te promoveze în programul lor de Sony Creators? Ca să fii Sony Creator pentru, nu neapărat pentru Sony, pentru orice brand, mi se pare că nu trebuie să îndeplinești doar o singură condiție. Dau un exemplu, degeaba ești vizibil de foarte multă lume dacă pozele tale nu sunt ceea ce trebuie. Sau degeaba faci poze extraordinare dacă nu sunt pentru lumea. Tine acolo pe holul din apartament. Ideea este că eu am încercat să, nu am încercat, de fapt nici nu mi-am propus o chestie asta, sunt foarte vizibil în online. Pozele mele, eu zic că arată foarte bine și cred că stilul acesta natural pe care îl adopt i-a făcut pe cei de la Sony să mă coopteze în echipa lor. Pentru că prin stilul meu se vede ce poate să facă aparatul, nu ce poate să facă un program de editare. Știi? Adică se dă exact culoarea care iese din aparat, exact contrastele care ies din aparat. Să înțeleg că nu prea poți procesezi ulterior sau nu modifici esențial fotografiile imagine. Pe care le vedeți la mine în online sunt cumva 90% din aparat, dacă nu mai mult. La mine editarea înseamnă crop, puțină expunere și un minim contrast 5% maxim, adică un pic de tot atât. Că eu nici nu zic editare, eu zic aranjez pozele. Îmbunătățire, cum zic enhancing, nu retouching. Știi? Da, da, exact, ceva de genul ăsta. Bine, acum dacă este o priză care mă deranjează, o scot de acolo sau că mireasa are un coș pe nas care i-a apărut în ziua anunții, nu sunt chiar în extrema. Știi, dar consider că avem, cum să zic eu, viața asta e prea scurtă ca să-ți petreci 7-8 ore în editare. O singură nuntă. Bun, tu te-ai apropiat de ce voiam de fapt să vin în continuare aceste părți, respectiv cum te promovezi ca fotograf. Eu știu că ești prezent pe toate rețelele sociale. Cât timp aloci rețelelor sociale ca să te promovezi și să ajungă conținutul tău și la potențial clienți, dar și la alți, știu, fotografi, videografi, oameni din branșe? Sincer, nu contorizez cât stau online. Este o chestie care îmi place foarte mult. Adică nu mă obosește sub nicio formă postatul ăsta pe Facebook. Chiar dacă nu eram content creator pentru Sony sau chiar dacă nu eram fotograf, cred că tot mă atrage chestia asta cu marketingul. E o chestie nativă toată treaba asta cu marketingul. N-am studii de specialitate, ce-i drept am mai citit una alta despre cum să fii vizibil, însă dacă aș sta să contorizez, cred că o oră pe zi mi-o aloc, dar nu o oră în continuu, 10 minute dimineața la cafea, adunate, așa o oră, dar zilnic. Și ai observat din toate rețelele astea, la ora actuală, să funcționeze ceva mai bine pentru tine? Nu știu, că e Facebook, că e un anumit tip de content, că sunt reels, că sunt videouri lungi, că sunt poze. Ce a observat că funcționează în cazul vostru particular? În momentul de față e o chestie foarte ciudată în online, pentru că nimic nu-ți garantează că merge bine. Uneori am postări foarte mișto care ajung nu performează. Și am postări banale care ajung la mii de oameni. Nu cred că există o rețetă, vedem în online tot felul de instructori de ăștia care îți zic cum să crească. Vând rețete, da. Am clipuri de milioane de vizualizări pe care le-am pus acolo fără absolut nicio descriere, fără niciun hashtag și s-au dus la multă lume. Așa. Am unele pe care le-am organizat frumos cu tot ce trebuie, cu text și nu au ajuns. Ideea este că trebuie să fim cam pe toate rețelele cu același content. Dacă nu mi-a prins pe Facebook, e posibil să-mi prindă pe Instagram. Dacă nu mi-a prins seara pe Facebook, e posibil să-mi prindă dimineața pe Facebook. Adică nu mai sunt reguli. Înainte, cum să zic, mă gândeam la ce oră să pun, content. Pun la 8 seara. Și până îmi venea în cap, mamă, stai că la 8 seara e las fierbinți. Toată lumea e în televizor. Hai că pun la 9. Nu, la orice găsești un motiv la orice. Să... Așa că trebuie să fii constant. Într-o zi pui dimineața, într-o zi pui seara, într-o zi pe o platformă, în altă zi pe altă platformă și e imposibil ca contentul tău să nu ajungă unde trebuie.
ne-ai povestit cum te promovezi pe rețelele sociale, dar pentru cei de acasă, spuneți-ne unde vă pot găsi. Pe ce site-uri, pe ce pagini și o să lăsăm noi link-urile în descriere, unde pot să vadă lucrările, fotografiile, ce faceți voi de zi cu zi. Da, dacă mă căutați pe Google sub forma de Mihai Roman, o să apară în primul rând un fotbalist, Mihai Roman, pentru care mă rog din tot sufletul meu să prindă și el un contract prin Dubai, prin Arabia Saudită, să scap de numele lui și să nu mai apară în fața mea. Deci e o rugăciune de bine așa să se ducă în Dubai pentru bani mulți. Așa, dar oamenii mă pot găsi și pe Facebook sub forma de Mihai Roman Photographer, Mihai Roman pe Instagram, mă găsi și pe Pinterest, mă găsi și pe X, acum pe ăsta nou. Fostul Twitter sau pe Threads? Așa, că nu știu Instagram, niciodată Threads, să da. Nu știu să-l pronunț. Mă găsi și pe YouTube mai nou, adică dacă pe TikTok, dacă băgați Mihai Roman fotograf, o să apară acolo. Merge TikTok-ul? Merge foarte bine, însă oamenii care mă urmăresc acolo, mulți dintre ei nu sunt sunt cu totul alte audiențe, nu sunt interesați de nuntă. Este o problemă aici pentru că am constatat că dacă postăm lucruri frumoase în social media, dau un exemplu, ce portret de mireasă superb am făcut eu în lumina de la geam, nu o să ai niciun reach, nu, adică foarte puține persoane vor fi interesate de chestia asta. Acum îl înțeleg pe Capatos de ce nu face emisiuni de cultură și e obligat să o cheme pe Nikita și așa mai departe, pentru că asta vor oamenii. În schimb, dacă pui, nu știu, ceva ieșit din comun, poate spre penibil puțin, în care lași loc de hate, așa, clipurile alea imediat se viralizează. Da, din păcate, oamenii nu răspund pozitiv la lucruri frumoase sau ce răspund un loc foarte de refulare puțin. Mai mult. Da, răspund foarte puțin. Deci dacă mai vedeți clipuri în care sunt înjurat, sunt puse cu intenție acolo. Și Violeta, pe tine unde te găsesc? Eu doar pe Facebook și pe Instagram. Din păcate sunt foarte restantă la capitolul postări și promovări. De asta se ocupă Mihai, asta este jobul lui. Povestea mai devreme că ne-am împărțit sarcinile. Asta este una dintre sarcinile lui. Eu nu mă pricep la așa ceva și, sincer, să fiu, nici nu-mi place partea asta. Într-un fel mă bucur că Violeta nu este așa prezentă online, pentru că cineva trebuie, bineînțeles, să se ocupe și de copii, să-și focuseze atenția asupra lor. Mă întrebai dacă Sasha vrea să, dacă copiii vor să facă și ei fotografie. Sincer să fiu, momentan nu sunt atrași de așa ceva. Faza este că și eu am insistat să le fac foarte multe poze, știi, văzându-mă toată ziua cu tele, adică cumva, ales pe Sasha, da. Cumva o, să zic, o repulsie este, na, până la urmă este greșeala mea, dar n-am făcut nimic cu intenție. Dacă vor vrea vreodată, vor dori vreodată să îmbrățișeze această meserie, sunt total deschis. Eu zic că poate se apucă de video, că completează formula și faceți... Da, de video, da, ar fi... și mai mult. Sau poate se reapucă de pian. Mai din pian nu știu câți bani ies, dacă asta e motivația. Dar poate să facă bani din filmări și să cânte după aia. Părerea mea e că din orice poți să faci bani acum, pentru că, de exemplu, dacă lucrezi, dacă faci pian, nu ești obligat să lucrezi la operă, să zicem, sau pianist undeva în background acolo. Cu online ăsta te ajută din orice meserie să câștigi, să fii văzut. Mihai, spune-ne și cum faci să te menții mereu fresh și relevant în domeniul ăsta al fotografiei de nuntă, care e unul destul de concurențial. Mie mi se pare că cel mai important este să reușesc să păstrez chimia cu generația mai tânără, adică cumva mirii au vârste cuprinse între 22 și 29, 30 de ani maxim, sau majoritatea dintre ei cam în categoria asta de vârstă se încadrează, și contează foarte mult omul și cum te percepe tine ca om decât fotografia, pentru că acum în fotografie sunt fel și fel de stiluri, fel și fel de culori, cum să zic eu,
pentru genul tău de fotografie întotdeauna o să-ți găsești clienți. Știi? Adică indiferent de stilul pe care îl practici, însă este foarte greu să fii plăcut și să rezonezi așa și ca să rezonezi ca un oameni de o vârstă mult mai mică. Acum urmează să-mi fac niște tatuaje frumos, poate ceva făcut, poate ceva și pe aici, pentru că asta e... o să te aducă mai aproape așa, de publicul. Probabil că pe la 60 de ani o să-mi bag și niște botox pe aici pe la ochișori, deci cam pe asta mă acces foarte mult, pe chimia asta dintre mine și client, nu neapărat pe fotografii. Am înțeles. Deci comunicarea e de asemenea importantă, nu doar skillurile tale foto. Nu ai observat, scuze că te-am întrebat, da, că în fotografia de nuntă nu prea există fotograf bătrâni? Adică sunt foarte puțini care fac chestia asta peste 50 de ani. Și nu pentru că n-ar fotografia ok. Poate nu mai duc nici fizic, pentru că e foarte solicitant. Da, probabil că nu mai duc. Uite, și asta este o latură de care trebuie să ai grijă, să te menții fizic, să te menții ok. Și eu chiar fac asta, merg, fac cardio la sală și bazin aproape. Kineto? Nu, încă n-am ajuns. Dar dacă este nevoie, peste nevoie 10 ani. O să fac. Deci, ca să facem un sumar, cumva trebuie să te menții veșnic tânăr. Care sunt sursele voastre de inspirație în fotografia de nuntă, dar nu numai? Dacă aveți așa ceva, vă documentați, urmăriți anumiți fotografi, site-uri, reviste, nu știu. Eu zic sincer că nu urmăresc, adică îmi apar în feed fotografi. Nu, recunosc că nu urmăresc fotografi, nu sunt fan al niciunui fotograf, însă întotdeauna am ținut cont de sfaturile prietenilor mei fotografi. De exemplu, sunt prieten foarte bun cu Casian Podărelu. Aveam la un moment dat obiceiul de trăgeam cu blițurile excesiv, știi? Și mă suna, bă, tâmpitule, iar le-ai rupt capul aia cu blițul ăla, le-ai scos ochii și așa mai departe. Și am ținut cont de sfaturile lui și uite că ușor, ușor am început să lucrez mult mai curat. Mă inspiră foarte mult lumina din muzee. Nu știu câți au fost în muzee, dar... Artificială sau naturală? Artificială. Aia artificială, spoturile alea. Că mai sunt unele care au și... Da, nu. Spoturile alea care veneau pe statuile alea. Așa, dacă vizitez foarte mult cu soția mea, mergem prin muzee foarte des și ajunsesem la un moment dat să mă uit mai mult la lumina care cade pe, știi, pe tablouri, pe statui. Am învățat foarte mult și chiar invit oamenii să viziteze muzee pentru că o să le deschidă cumva ochii, iluminarea asta artificială. Iar eu fiind la început, absolut toți fotografii de top sunt sursa mea de inspirație. Iau câte puțin de la fiecare, mult mai mult de la Mihai, că fiind lângă mine... Presupun că e destul de dificil în domeniul ăsta, cum e fotografia de nuntă, să zicem, să te menții fresh, să fii și relevant, să e un domeniu destul de competitiv, că sunt foarte mulți fotograf care practică și evident am observat, mai sunt și niște trenduri pe care unii le împrumută sau le imită după fotografi din afară, fie că e vorba de edit sau de altceva. Momente deosebite pe care le-am trăit împreună în timp ce lucrați la o nuntă. Unul singur e suficient, dacă... Da. Moment special, fie funny, fie, nu știu... Momentul penibil nu pot să-l spun, pentru că este prea penibil și mi-e rușine. Asta dăm pe Patreon. Chiar și mi-e rușine să zic. Dar noi ne-am dorit foarte mult, atunci când ne-am căsătorit, să avem verighete de genul acesta, adică astea pe care le poartă părinții noștri, însă atunci când noi ne-am căsătorit, era moda cu verighetele alea mari, șurub, antistreștii de se mișcau, adică atât mai late. Foarte groase. Foarte late și verigheta pe care o aveam înainte de asta, deși era cea mai subțire la momentul respectiv, totuși acum era groasă pentru gustul nostru. În fine, am făcut o excursie la Istanbul, bineînțeles că ne-am luat verighetele și... Tot căutam momentul ăsta când să le sfințim și noi, știi, să ne... N-am avut timp. Trezit la nunta, la Brăila, la nunta unor miri, bineînțeles, că zic, hai să vorbim și noi cu preotul după slujba, repede, 2-3 minute înainte de să ne zică ceva.
Și preotul respectiv ne-a zis, ne-a făcut rugăciunea aia sau da. Ce este. Molistă? Ne-au citit verighetele. De față cu toți invitații acolo, știi? Cu toți invitații de la nunta cealaltă și a fost un moment frumos, că toată lumea ne-a felicitat, ne-au aplaudat. Și adică parcă am retrăit cumva momentul nunții noastre, știi? Ce mai faceți voi în timpul liber atunci când nu fotografiați? Nunți sau alte evenimente. Am observat că vă place să călătoriți foarte mult alături de băieții voștri. Și nu numai, călătorim și singuri. Și singuri? Da. Avem și concediile. Atunci povestiți-mi, e mai interesant un concediu în care ați fost, o destinație în care ați fost singur, ultima în care ați fost singur. La Paris. Acum la Paris am fost. Două săptămâni. La Paris și pe 1 ianuarie am fost și la Berlin, dar am fost copii la Berlin, cumva vrem să atingem toate capitalele din Europa și pe urmă să mergem. Vă luați aparatele foto cu voi sau tot cu telefonul? Telefonul și camera aia de acțiune, care filmează de multe ori foarte prost în lumina slabă, dar pentru noi este așa, de ajuns. Așa, senzorul mai mic, la ISO se vede într-adevăr. Și după fiecare... Limitat, dar... După fiecare vacanță ne facem și câte un album foto. Nu există excepție. Adică printat. Printat. Asta, da. După uite, am vrut să iau albumele să le arăt aici. Suntem într-un moment în care fotografiile nu se mai pierd. Adică toți avem cloud-uri. Uite, asta e un sfat foarte valoros, să zice, și pentru cei de acasă. Și mie îmi place, dar eu că sunt așa mai de modă veche și așa m-am apucat de fotografie, dar îmi place... În primul rând să arăt altora fotografiile printate pe un suport din ăsta fizic. Da. Mult mai ușor de parcurs, mult mai ușor de făcut cadou, mai ales celor dragi, nu știu, din familie. Și gândiți-vă câte cadre frumoase sau clipuri nu au rămas uitate pe un hard disk, pe un card, pe un SSD. Nu cred că le mai valorificați așa ușor. Nouă ne place foarte mult bucuria copiilor când se uită în albume. Deci eu am făcut pe excursia anul trecut în Maramureș, nu? Da, și am avut atât de multe frumoase încât mi-am scos un 30x80 atât albumul cu 40 de pagini. Unde printați? La clas album. La clas album și iar albumele mici de Crăciun le printez la Impact. Adică merg așa în două variante, care este mai bun dintre ei și are prețul mai bun, acela câștig. Iar pentru cei mai comuni, puteți veniți în showroom-ul F64 cu un stick, cu un card, cu un orice. Sunt acele automate de la CV unde puteți să faceți și fotocarte și printuri separat, plecați cu ele pe loc. Bun, ce mai voiam eu să vă întreb așa, ne apropiem de final. Având în vedere că e luna februarie, luna dragostei, cum încorporați voi propria poveste de dragoste în fotografia pe care o realizați? Ca și cuplu suntem un cuplu destul de vesel, așa, adică în permanență suntem puși pe glume, pe catering, că râdem foarte mult, ne și certăm de multe ori, dar ne certăm constructiv, dar în preponderență, adică voia bună, așa. Nu de la echipament, să nu vă certați. Nu de la echipament, nu. Așa și cam asta se regăsește și în fotografiile noastre. Ne place să surprindem multe zâmbete, bineînțeles că sunt și emoții bunici care plâng și așa mai departe, dar marea majoritate a fotografiilor arată latura asta foarte pozitivă a oamenilor, zâmbete, multe râsete, distracții. Happy, happy, joy, joy. Da. Exact. Mi se pare că despre asta este ziua anunții. În preponderență este vorba de veselie și într-o mică măsură emoție de aia autentică. Sunt niște lucruri care le treci pentru prima dată. Și acum, înainte de final, dacă aveți vreo recomandare, vreun sfat pentru alți pasionați de fotografie, de ce nu pentru alte cupluri de fotografi? Văd că în ultima perioadă, în domeniul ăsta al fotografiei de nuntă, este cumva un trend în care toată lumea arată cât de mult muncește, câte zeci de nunți... Cât de ocupat ești, cât de... Și mi se pare că atunci când văd, am fotografiat 40... Mă uit la postările respective cu cât de mult am fotografiat eu și în capul meu se traduce, mamă, cât rău mi-am făcut, știi, luându-mi din timpul meu liber, făcându-mi... poate praf sănătatea, luându-mi din timpul petrecut cu copiii.
Mi se pare că într-un în domeniul ăsta, și mai ales când este un cuplu care fotografiază împreună, trebuie căutat un echilibru, adică să muncim, dar să și avem timp pentru noi, să călătorim, copiii mei să simtă prezența mea acasă, cam despre asta e vorba. Trebuie să noi, ca să ne înțelegem foarte bine, ne-am delimitat sarcinile. Tu exact ca în bucătărie, tu duci diviziunea vasele, tu duci muncii, gunoiul, știi? Da. Adică ne-am împărțit sarcinile foarte bine și eram cumva speriat la început și că te gândești, bă, stau cu ea toată ziua și la muncă și acasă, mai dorm și cu ea în pat, o să ne plictisim. Uite că ne-a ajutat Dumnezeu și m-am și închinat. Nu ne-am plictisit unul de altul, de ce râzi? Nu m-am închinat, nu trebuie să stai așa. Nu te-ai închinat la cameră. Așa. Bun, nu ne-am plictisit, deși stăm mai tot timpul împreună, suntem foarte ok și așa cum ne vedeți happy pe Facebook, nu este de fațadă, suntem și în fiecare zi la fel. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația. Cu mare drag. Vă doresc cât mai multe nunți fotografiate împreună și cât mai multe concedii. Eu îmi doresc cât mai multe nunți fotografiate separat, că nu împreună, separat. Atunci, așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm la un alt podcast marca F64. Mulțumim. La revedere. La revedere.